Furnizarea apei potabile va fi întreruptă marți 17 septembrie între orele 9 și 16. Sunt afectați consumatorii din localitatea Constanțeană Tuzla de pe străzile Răzoare, Farului, Recoltei, Pieței, Brizei, Castelului, Dorului, Merișor și Lalelelor, dar și abonații din Techirghiol de pe străzile Oltului, Muncii, Dr. Dona și Griviței. Pentru a evita neplăcerile cauzate de întreruperea furnizării apei, consumatorii afectați sunt sfătuiți să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și realizarea treburilor în gospodărie. Totodată, reprezentanții societății asigură pe abonați că echipele din teren vor lucra la foc continuu pentru remedierea situației în cel mai scurt timp.